De aproximativ o lună de zile, mai mulți abonați casnici care locuiesc pe strada Cerbului din Breaza nu au apă la rețeaua publică. Conducta a înghețat din cauza temperaturilor scăzute din această iarnă și traiul zilnic e tot mai greu. Am centrală pe gaze și îmi trebuie apă. Nu pot să stau cu copiii în frig. Dânsul a zis că să chem pe cineva ca să-mi bage apă în centrală. De ce? Dacă am apă, trebuie să am apă, să pun la baie, să spăl copiii. Problema alimentării cu apă în zona respectivă nu este doar una de sezon. Vara n-avem, iarna îngheață, nu ne bagă nimeni în seamă. Oamenii au încercat să ia legătura cu societatea Hidroprahova pentru a rezolva situația, dar nu au avut succes și salvarea vine la bidon. Am sunat, am fost la Hidroprahova cu domnul Andrei, am încercat să-l sun și pe domnul Ambru, nu răspunde la telefon, nu mi-a răspuns și domnul Andrei a zis că la vară, când s-o dezgheța, când o fi cald, să dezghețe apa. Mi-a făcut mie cineva o reclamație și au venit toți directori de la apă atunci. Când face acum, când face sesizare, nu te bagă nimeni seama. Situația nu este singulară. Astfel de probleme s-au înregistrat și în altă zonă a orașului Breaza.